Măi, Miami, lasă-mă omul, mă. Mă lasă omul să vorbim și noi la podcast aici. Hai, pleacă de aici. Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. N-am mai postat de ceva timp podcasturi. Și astăzi am un episod de podcast super, super mișto și o să vă placă și vă rog să stați până la final ca să cunoașteți omul cu care am o discuție astăzi. Pe numele lui de pe YouTube, Micu Gigant. Cum ar zice Chituș? Așa. Suntem așa? Micule, te salută, salut, fratele. Salut. El e Micu Gigant pe YouTube. Toate linkurile noastre le găsiți în descriere. Căutați acolo în descriere linkul lui, linkul meu de TikTok, linkul nostru de Only. N-avem, mamă, dar de ce fac încă fac glum? Ai văzut că eu te-ai uitat la podcastele mele? Da. Eu fac gluma asta cu OnlyFans într-un așa. Da. Poate ne descriem și OnlyFans. Nu am cont. Pe acest podcast, la început, pentru cine e prima oară pe acest canal, pentru cine se uită la început, pentru prima dată la un podcast al meu, aduc oameni cu care port o discuție și nu-i plătesc. Cât bani să dau? 3.000 de euro. Cât, mă? Cunoașteți omul, aflați chestii și despre mine noi, pentru că, bineînțeles, purtând o discuție cu omul de lângă mine, aflați chestii și despre mine. Astăzi o să-l cunoașteți pe Micu Gigant. Vă invit să dați like, subscribe dacă ești prima oară pe acest canal. Verifică în tabul de videoclipuri alte clipuri de ale mele, zeci, sute de clipuri, și fă-ți o părere. Iar toată lumea, toți conacii la Micu Gigant acolo. Mulțumesc frumos, mersi. Nicio problemă. Micule, da. Vreau să te cunoască lumea, fii atent. Ți-am zis în mare parte în mașină ce vreau să fac, vreau să avem o discuție liberă, așa, nu un interviu ăla, dar am niște întrebări care să te ghideze, ok? Da, care da, să da. Ne ghidăm așa. Da, da, da. Zile oamenilor, cum te cheamă pe tine? Băi, pe mine mă cheamă Daniel Andrei. Și fac YouTube de 6 ani și de 6 ani. Ok, deci te cheamă Daniel Andrei, câți ani ai? 23 de ani. 23 de ani? Da, 24, vară. Mă, nu pari. Deși cu barba așa, arăți un pic cu atrăgerea așa cu bărbăță, cu părul așa. Hai că, hai că e bine. Deci 23 de ani faci, da. 24, ce zi ești? Leu, tată, leu. Nu te pui cu mine. Nu te pui, Nicu. Dar de ce ți-am zis Nicu? Da. Trebuie să te-am botezat, trebuie să-ți Nicu iau un mier. Da, Nicu Gaming. Trebuie să vină Nicu la București, bă. Da? Mamă, vrea să facă pălăria de mătase. Pălăria de mătase. Pălăria de mătase. Ione. Mamă, imaginez cu Nicu, ești, bă, cu ligheanul ăla lui. Ai 23 de ani, faci 24, ești leu, te cheamă Daniel. Cum ți se pare? Care-i numele predominant? Băi, lumea... Daniel sau Andrei? Familia îmi spune Andrei. Prietenii îmi spune Andrei. Andrei. Bun. Născut, crescut? În București, tată. În București, tată. Sector? 4. Cine e la sector 4? Piedone? Băi, a fost Piedone. Acum e Băluță. Băluță la de la Craiova? Nu știu. Cât de prost. Gata, facem Catrincă. Bă, Micule, spune-le oamenilor cum te-ai apucat tu de YouTube. Păi eu m-am apucat de YouTube din pură, nu știu, dintr-o ce care, pentru că eu când eram mic nu reușeam să-mi fac prieteni, dar okay. Deloc, pentru că mă înjurau așa, educă. Dar oricum, cred că am greșit puțin eu întrebarea, cred că am început prost. Toată lumea știe și toți oamenii și inclusiv oamenii care te văd acum pe podcast la mine sau cei care te cunosc deja, știu că tu ai o problemă, da, de sănătate. Ok, și cred că ca să interacționeze cu tine cumva trebuie să înțeleagă, nu trebuie doar să știe ce problemă ai tu. Te simți stânjenit să vorbești despre problema pe care o ai? Băi, nu, chiar deloc, și vreau să vă explic în totalitate dacă... Cum se numește problema asta pe care eu evit cumva boală, mi se pare dur termen boală. Băi, da. Problemă, e o problemă. E o problemă medicală. Ok, cum se numește? Handicap locomotor. Handicap locomotor, ok. Și acum explică-le oamenilor ce înseamnă exact. Da, pe lângă asta mai am și pareză spastică pe pantă, dar după cum îți vedea, nu pot să o mișc mâna, tata. Bine, o pot mișca, dar e involuntar. Nu pot să iau ceva, o parte de apă sau
Okay. Nu pot să facă toate greșelile astea. Și explică-le oamenilor ce înseamnă boala asta exact. Adică, bă, uite, poate ați auzit, mamă, sunt muncitor, uite ce palme am și ce unghie. Explică oamenilor exact, bă, ce înseamnă, uite, bă, ok, handicap locomotor și pareză spastică. Da, da, da. Cum ai zis? Spastică. Spastică. Ce înseamnă exact asta? Asta înseamnă că handicap, deci handicap locomotor este așa, este un sindrom. Ok. Deci, pur și simplu, nu poți să stai nemișcat. Ah, ok. Te face să te da, miști. Da, să te miști involuntar. E ca un... Asta pleacă de la mine, eu vreau să stau nemișcat așa, dar nu pot. Ok. Nu pot. E ca ticula de la Tourette? Bine, acum sper să nu te deranjezi sau să nu deranjezi. Nu, frate, stai. Știi că... gen, ai văzut, tu știi Tourette-ul, știi da, Andrei, da, da, știu, știu. Și e ca, cumva, ticul ăla ai văzut că, din care nu poți să, e, pleacă, de fapt. Păi, e cam aceeași, dar eu n-am cu buci, cu dalea, cu dalea, adică. Da. Ia stai un pic că mi s-a stins din asta. Ok. Și... ca să înțeleagă lumea, vreau să mai zic o chestie, scuze-mă că te întreb. Lumea mai vede cut-uri pe podcast și are impresia că se taie ceva sau astea. E foarte, foarte rar tai ceva de pe podcast în momentul în care întreb pe om, băi, da, ai avut vreo chestie pe care nu vrei să apară, să nu creezi o controversă sau nu vrei tu să apară, basic, și atunci tai. Dar de obicei, camera mea filmează doar 30 de minute și eu pur și simplu sunt niște tăieturi, că nu stau numai cu ochii în cameră, vorbesc cu omul de lângă mine și doar lipesc. Și automat trebuie să dau niște cut-uri acolo și dacă nu i-aș da cut-uri și aș depi tot se vede ca și cum începe, până schimbă bateria, altă filmare. Deci ca să înțelegeți de ce să dau cut-uri. Da. Și ca să explic în totalitate, asta... Handicap... Dacă fumezi? Nu, nicio problemă. Deci, eu am handicapul acum, tot și pare jos pe partea dreaptă, cum am și spus, asta pare jos să se ia handicapul, dacă era pe stânga, pe partea stângă, nu mi-erau afectate, nu știu cum să zic, am acum un lapsus, nu mi-afectau vorbirea. Ah, ok. Punctele vorbirii. Deci stai un pic, eu acum cunosc și înțeleg pentru prima oară, pareza asta pe dreapta sau pe stânga diferă, nu? Da, diferă. Adică dacă e pe dreapta, ți afectează ceva? Partea de vorbire. Ah, ok. Și altceva îți mai afectează? Da, mișcările. Ok, deci mișcări și partea de vorbire e afectată pentru că e pareză pe dreapta. Da. Dar dacă e pareză pe stânga? Dacă e pareză pe stânga, nu știu că nu m-am interesat, dar cred, okay. cred că e ceva asemănător, dar din câte știu... nu mai e probleme de vorbire. Ah, ok. Problema de vorbire se dă pe partea dreapta. Am observat o chestie la tine de când te-am luat, de când te-ai urcat o mașină, de când am început să... Deci când am văzut că e prima oară când ne vedem face-to-face. Ce-ți place cine ești și ceea ce ești? Bă, da, pentru că... Ești un pic rușinos, dar îți place și nu ți-e rușine. Că sunt puțin rușinos pentru că nu vreau să... Și fac o persoană respectivă o părere negativă despre mine, nu pot acum să mă apuc să văd în sus, să fac caterincă. Omul nu te... Eu chiar vreau să te simți în largul tău, dar omul nu o să te... nu cred că o să îi faci o părere proastă omului dacă tu ești cine ești, că tu practic nu ai făcut acum nimica. Că te conduc ticurile tale și respectiv... handicapul locomotor și m-am evit boala, să zic boala, mie nu-mi place să zic boala. Boala, mă rog, frate. Da. Asta a plecat de la terana așa, deci mama s-a întors pe acest pământ, pentru că eu eram un copil s-a întors, dar asta a plecat de la medic, frate, pentru că medicul ăla n-a fost în stare să facă o radiografie, ecografie, mă rog. N-am putut să mă vadă acolo, da? Cu căcatul ăla ce făcea el acolo pe burtă, și-o vadă, bă, copilul ăsta niște perimetri buni, nu, era sus, pe care naturală, știi că știi? Și spre gândimul meu avem cordonul umbilical sus de 3 ori în jurul gâtului. Și n-am făcut nimic, n-am văzut,
atras de mine cu forcepsul și... Da, și m-a feclat. Prima oară când... Bine, când m-a scos, eu mama eram tot mobă, deci fața mea era mobă, nu mai era... Ca un copil la naștere. Da. Dar era prută tot și peste câteva minute a venit o asistentă la mama și a spus: ne pare rău, sunteți tineri, puteți să faceți alt copil. Cum să-i spui așa la o persoană? S-a dus la mama ta și a spus tu că... Da, că am murit și că sunteți stanțași, sunteți tineri, faceți altul, că ca copilul profesor a murit. Cum dracu să-i spui așa ceva? Păi stai, mă, că tu nu... Mamă, ce întrebare proastă, dar tu murisei? Da, coaie! Cum că ești la mă, da? Nu, mă, glumeai, nu? Nu. Bine, mă rog, ok. Nu, nu, pentru că eu efectiv nu mai respiram. Și m-am băgat la tupuri să încerc să-mi dea. Micule, te simt așa puțin stânjenit? Bă, nu sunt. Nu sunt. Să mor dacă sunt. Ah, ok. Deci cred că oamenii au înțeles în mare parte, pentru că eu nu o să mai pușesc cu subiectul ăsta, sau mă rog, nu mai... Frate, poți să-mi trebuie ce vrei tu. Nu mai evoluăm, pentru că vreau să omul să cunoască cât mai mult din tine și să nu stăm doar pe chestia asta, că tu, uite, ai un sindrom. Nu știu, frate, așa, eu și... să spună toate întâmplările tale. Zi-mi mie și zile și oamenilor, cum ți-a venit ideea de YouTube? Bă, ideea de YouTube... Ți-am spus așa puțin, a pornit ca o joacă. Okay. Eu mă uitam în momentul respectiv, ca de vreo 2 ani, la Rafael. Da, okay. Da, e Rafael. Îmi plăcea foarte mult cum se juca, avea o comunitate, vorbea cu ea. Da, ți-a plăcut de asta, de streaming, de... Da, mi-a plăcut de asta să am oameni virtuali, că în realitate dacă nu s-a putut, aia e. Și am zis, bă, dacă în realitate nu pot, măcar în online să fac și eu ceva prieten. Și m-am apucat. M-am zis, prima dată a fost cu joacă. Deci eu 2 ani de zile, 2 ani jumate, postam câte 2 videouri pe zi de gaming. Mamă. Timp de 2 ani jumate și n-am scos, bă, niciun ban. Niciun ban timp de 2 ani jumate. Păi de ce? Pentru că n-aveam vizualizări, n-aveam abonați. Ca ideea, într-un an de zile, am făcut decât 1000 de abonați în primul an de zile. Bă, nu știu cât am avut în primul an și nici n-am avut mult. Cam așa, cred că vreo 10-15 mii, cred că am avut. Nici nu știu. Mă rog, și te-ai apucat de YouTube. Ok. Din cauza lui Rafael, că te uitai la... Bine, fac. Bă, nu neapărat din cauza lui, dar mi-a plăcut ideea. Ți-a plăcut, ai văzut, te uitai foarte mult la el și ți-a plăcut ideea și te-ai apucat și de YouTube. Cum a fost prima oară pe YouTube? Bă, prima oară pe YouTube a fost... Păi, de ce să... Bă, zice, aveam un calculator, să-mi opată mama, avea pe el un giga de RAM. Aveam un GT de la semnat. Acum cât timp? GT 430. Acum 6 ani de zile. 6 ani, 2015? Da. Mamă. Aveam o placă video GT 430 de un giga, care le-a zare de-o de tata. Mamă. Aveam deci, okay, are echipamentul necesar. Aveam un doar por de 2,6 de... Dar tu ai început cu clipuri? Da. Sau cu live-uri? Cu clipuri. Și când ai început să faci live-uri? După vreo 2 ani. 2 ani. Și cum ți-a părut prima oară când a fost impactul ăla? Cum? Bă, prima oară a fost așa... Bă, avem 2 persoane pe live. Toată lumea a început, îți dai seama puțin mai mult. Și mă uitam, mă, eu și... Vărbă, știi? Eu și telefonul de multe ori suntem pe aia. Da. Deci aveam 200 de vizualizări pe un live de 3 ore sau 4 ore. Ok. Dar nu te propulsa YouTube-ul și nu prindeai foarte mult. Nu. Da, auzi? Uite, oamenii nu știu dacă știu treaba asta despre tine, dar eu, pentru mine e o fascinație. Tu joci CSGO cu piciorul. Cum? Mie...
Băi, îți arăt dacă vrei. Bă, mie îmi dai din un eu nu pot să cum ți-ai dezvoltat tu, că e un simț, eu cum a început să joci? Băi, deci eu dacă zic, tu nu mă crezi și mai era mișto. Nu, dar bine, da, just la Caterinca. Așa zic. Băi, deci mă jucam foarte mult ori FIFA 2007 și mă jucam cu prietenii. Da. Și toată ziua mă băta, că eu mă jucam cu mâna stângă și ei avea domnul și mă băta la orice oră. Scuză un pic, stai un pic. Cum ai zis-o pe asta? Eu mă jucam cu mâna stângă, ei aveau două mâini și mă băteau non-stop. Ok. Bun zi. Și am zis, băi, camerași, stai așa. Că trebuie să te agrizezi tot ceva. Bă, trebuie să te agrizezi tot ceva. Și am luat piciorul, băgam aici piciorul în aer. De tăi s-a întrebat de calculator. Bă, și am urcat piciorul pe butoanele. Butoanele tastatorii. Apăsam pe E, pe W, pe D. Bine, mă uitam unde apăsam, că nu știam. Și cu mâna asta, mă jucam de pe strategi. Băi, dar era o poziție foarte nasoală. Și l-ai bătut până la urmă pe primul? Da. Aia cu piciorul. Dar știi că în cât timp am învățat eu să mă joc? În cât timp? 10 minute. Cu piciorul? Da. 10 minute. Dar bine, mors plus învățat. Pentru că eu mă joc așa de la 7 ani. Cu piciorul? Da. A, deci tu practic erai obișnuit un pic cu chestia asta, să te joci cu piciorul. Da, da, da. Ok. Și ce jocuri te jucai la început? FIFA 2007, Formula 98. Mamă, fa 2007 de day, vai, mamă, cât ai gordă la... AD, făceai bagul cu AD, din poartă-n-poartă? Din poartă-n-poartă, ești un... Mamă, i-am topit pe tine, de day cu Ronaldinho, d-alea pe... Și acolo te răzmătate, tare, nu... Alea nu prea le foloseam, simțit. Eu le dădeam ca lume și... Deci te jucai FIFA 07, Formula... Formula 1. Formula 1. GTA Vice City. Mamă, Vice City-ul ăla. Ce care era codul? Nu mai știu codul, mai știi codul din Vice City? Bă... Hesuiam? Nu Hesuiam. Nu Hesuiam, că era citea San Andreas. Bă, dacă vrei să bei apă sau ceva, nu mă deranjează, gen, fă ce vrei. Dacă vrei să aduc o fată sau ceva, se dezvolte. Merge? Că mă bate nevastă, nu-i dă bine. Vice City, altceva ce te mai jucai? Bă, mă jucam să răsăm doi. Mi s-a părut cel mai șmecher joc shooter. Nu m-am jucat. La momentul actual, bă. Foarte tare, serios, sunt doi. Am terminat de vreo 3 ori. Ah, ok. Cum te-ai apucat de Counter? De Counter? Da. Ami! Stai cu minte, tata, scuze. Deci, tatăl se juca Counter. Tatăl tău? Da, tata okay. meu. Și vedeam cum se joacă pe un server. Și am zis, bă, tata, lăsă-mă și pe mine. Bine, mă, hai. Și tata lumea de acolo râdea de mine că mă împușca non-stop. Și gândi ce făcea fratele tău. Mă duceam pe strong de știi, căutam acolo coduri și ies unul sase. Și că coduri cu e. De ce? De ce? Care am copit, am pit. Bine, pe 1-6. Da. Și după aia ai trecut pe CSGO. 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 Pe CSGO acum am văzut că joci destul de bine, mă. Da. Bine, dar și regionale. Câteodată, bă, deci nu minte, câteodată în chat, oamenii zic, stresul junior. Stresul junior? Da. Dar erai juri? Da, regionale de măgar. În juri? Bă, puțin cam da. Pe co-echipier sau pe inamici? Bă, pe și puțin. Da. Mă așteptam la răspunsul ăsta, zic, băi, nu-l zic eu, îl las pe el să zică. Ok. Da, bine, pe cu echipieri, nici era atât de tare, nu, nici era atât de tare, pentru că știu că eu fac atâncă din asta, adică nu jur omul ăla în modul personal, păi ești ratat, nu, eu mă refer în joc, păi ești ratat, de ce n-ai făcut pe aia, nu mă ia de el, eu mă ia de stilul lui de joc. Care e arma ta preferată? AWP-ul. AWP-ul, bineînțeles. Cred că toată lumea are AWP-ul ca arma preferată, inclusiv eu. Bine, depinde ce rolul joci. Uite mă ce să bat că ție ia, mă, vezi? Cum te descurci? Ai avut parte de hate? Ai parte de hate? Bă, am avut la început, când, hai că spun așa puțin,
La început am primit foarte multe înjurături. De ce? Din cauza bolii mele, că ești retardat, că și eu nu știam... Erau oameni care ziceau treaba asta? Da, 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 da. Eu nu știam cât să mănâncă YouTube-ul în prima aia și vedeam numai înjurături în comentarii. Și efectiv am zis, bam, pa, picioarele, în iată YouTube, am făcut live YouTube de 5 luni de zile și am 200 de abonați și lumea mă jură, măcar că ne dea YouTube și m-am dus în pas și am plâns, am plâns acolo 2 ore. Deci dacă mi-a jurat unul și a zis gata frate, nu mai fac nimic. Și am zis, băi, azi mă țin de asta, nu contează, poate să mă jure și Dumnezeu. Eu fac asta pentru că îmi place. Și uite că am reușit oarecum. Și acum filmez cu tine. Poate că ăsta minunat. Băi, mamă. Băi, știi, eu am o chestie de asta, nu știu dacă e de prost așa sau... Toți avem momente în care nu prețuim viața sau nu că nu prețuim viața, nu prețuim ce avem. Și toți ne plângem și oricum, firea omului e să te plângi, e să zici că n-ai aia. Dar mereu uităm principalul ăsta, știi, ce, bă, ești întreg, ești, ai 2000 de picioare, te poți plimba, te duci să le în parc, te duci să, nu știu, mă faci încă o dată, eu oricum stau prost cu treaba asta, adică sunt foarte sensibil pe chestiile astea, dar mă faci să, încă o dată să realizez că, bă, eu am tot ce-mi doresc, eu pot, eu asta și, uite, un om care nu a avut aceleași oportunități ca mine, cum ești tu, sau nu a avut aceleași șanse date de toată lumea, și el face. Deci dacă el face și el poate și nu se plânge, eu de ce mă plâng eu? De ce să nu pot să fac treaba asta? Și cred că așa ar trebui să gândească toată lumea. Dacă tu, micule, ai putut, ai reușit, te reușești și îți propui mai mult în continuare, ei, de ce nu? Și asta mă... Păi acum... Și mersi mult că mă apreciez. Acum eu, în trendul ăsta, nu pot să zic trend. Bine, acum că mi-e jură oamenii, că mi-e jură... Bă, eu zic ceea ce simt. Te-ai maturizat acum, scuze. Da. Acum, ești, mă, gândești altfel. Da. Gândești altfel. Gândești altfel acum și cred că te-a ajutat chestia asta să treci peste hate mult mai ușor. Da. Nu, cred că nu mai ai același hate oricum, nu? Bă, nu, dar mai există cât am prins să mă jura cu răvământării, dar... Aiei, nu mă uită la... Ne-au înjurat oamenii la Wingman când am filmat amândoi ăla? Nu. Nu? Nu. Nu. Bă, dar cine au bătut aia în primul meci, mă? Da. Mă, da, ce jurat ta. Și după aia mai cărat. Nu mai știu, da. Mai cărat, da? În al doilea meci mai bă, cărat. Bă, oricum, în episodul ăla am zis că te simt de prost. Da, da, mă, stați, mă, bă, să știți că ai jucat prost, adică... El să putea și mai bine, dar n-a vrut el, a zis că nu, bă... N-am zis să-l las pe con, n-a gătut, hai că, da. Bă, eu am invinatat aici, hai, ca să stai și tu cu minte. Eu am o problemă cu... De fapt, nu am o problemă. Eu am... Mă întreb într-una și mă face să mă întreb chestia asta. De ce dau oamenii hate? Nu neapărat hate. De ce? Bă, eu am impresia că își pierd timpul. Nu. Oamenii sunt, după părerea mea, sunt niște oameni frustrați. Care au avut o zi proastă sau ceva, de ce nu? Și lor ne-am mers. Și nu ne-am mers. Și când văd că nouă ne merge, acolo bine și ori bine sau prost, sau mult mai bine decât rău, ei, vin cu ait. Bă, uite-mă, adică o frustrare. Ia uite, mă, ăsta cum ne vezi, stăm și eu nu reușesc. Mă, și-și vărți acolo la nervii pe tine, fără să gândească. Nu crezi că e și invidie? Ba da, ba da, invidia e mare, Ai prieten pe YouTube? Am. Vrei să-i numești? Băi, i-aș numi, dar nu știu dacă ei mă catalogează drept prieten. Adică eu la ei țin, dar nu știu dacă și ei țin la mine. Zi-mi oamenii pe care tu... Îi bă, eu m-am întâlnit cu Imogen, okay. Îmi place foarte mult de el.
De Caterin, că e valent, da, da, da. Așa e, ok? Îmi place de că ai și persoană, nu că ești gay. Asta-i cu uite, tata. Părăși, că mă cunosc de foarte mult. Părăși, nu știu că țin eu bine minte, el a... Am văzut un clip, cred că el a făcut. Ți-a dat ție un cuțit ceva sau ceva la început? Nu, nu, nu. El m-a ajutat să fac sumă de 100.000 de abonați. Ah, ok. Sau... Nu știu, am crezut că... Da, nu, deci nu, nu Părăș mi-a dat cuțit. Ți-a dat cuțit? Da. Păi asta zic. Deci țin, minte, țin bine minte. Ce poți dat-i? Da, da. Ok. Deci Pala și Mungen? M-am întâlnit cu, și cu Jaxi, și cu, cu Alexa. Jaxi, Alexa. Și cu Erti și cu prietena. Ai fost la eveniment, nu? Da. Antonia, ok. Ai fost la Bucarest Gaming Week? La Nexus. Ah, la Nexus. Ok. Da. N-am cunoscut și pe Sestu. Pe Stăpinu? Da, pe Stăpinu. Cât se pare Stăpinu? Ok. Bă, dați like! Zic cum ți se pare Stăpinu. Bă. Sunt în bif cu el acum, ce crezi? Cum ți s-a părut disul meu? Mi s-a părut foarte tare. Bine, nu știu exact versul pe care l-a zis, dar zis ceva în fața asta care te-a apucat stresul sau ceva din genul ăsta. Dar până acolo relaxat, gata, să alunge stresul. Da, să alunge stresul, să mi s-a vine apucat acum, cea mai vine tare. Acum răspunsul la Stăpin, ce crezi mă face? Băi, mi se spune să fie bun, că dacă nu e bun, s-a cam dus. S-a cam dus. Ia pune cariera. Da, mă, nu o suntem certați sau ceva, doar da. Că m-am făcut așa pentru entertainment. Dar el acum... Bă, dar tu sfori deja? Nu? Am bine. El, bine, lumea înțelege că dai un dis, normal să fii certat cu el. Așa, deci ai zis cu oamenii ăștia că te-ai văzut și ții legătura cu ei, cu toți? Băi, așa ce legătura cu ei. A, deci nu ții legătura cu toți. Nu. Cu cine vorbești mai mult de pe YouTube, dacă... Sau în ultimul timp nu prea mai vorbești cu nimeni? Nu mai... Nu prea mai vorbești? Nu prea vorbesc cu cineva. Ok. De ce? Dar ce am spus? Mamă, sunt așa un... Am fost cumva baiter, șarlatan la faza asta. Mai vorbești cu ei? Nu. De ce? Am venit așa exact. Bă, de ce nu? Scoți. Sunt ca aia. Băi, Ami. Sunt ca aia de pe internet. Vorbește ăla de tine. A zis ăla de tine ceva. Știi ce ăla n-a zis? Știi care vin pe cea ce zic? Bă, te înjură ăla sau vorbește ăla de tine. Ea încearcă să scoată... Păi știi care faza? Eu aș vorbi cu toți oamenii. Pentru că sunt un tip social vreo îmi place să socializez ca oamenii. Sunt să fiu acolo, să fiu în mijloc cu petrecere, cum să spune. Să-ți faci să se simtă bine. Da, da, da. Ok. Care sunt pasiunile tale? Ce pasiune? Bă, în primul rând, YouTube-ul. Ok. Îmi place YouTube-ul de mor. Ok. Scuze-mi. Mamă, i-am dat un cotulea, nu? Scuze-mi. Îmi plac foarte mult mașinile. Gen, foarte, foarte mult. Ești pasionat de mașini? Da, sunt de... Care e mașina ta preferată? Băi, nu o să zic acum un supercar, pentru că nu am bani nici să ne rămâne sau ceva, dar îmi place foarte mult un Golf 7. Golf 7? Arată... Da, da, te-ai plimbat cu Lamborghini? Băi, n-am zis supercarul, că nu zic. Cel puțin eu n-am să am niciodată mult ăla. Mă, niciodată să nu zici niciodată. Cum ți s-a părut Lamborghini? Ai filmat cu Andy Popescu, când ți-a părut Lamborghini-ul ăla? Mamă, frate, bă, ce trebuie mai să zic că e avion? De ce? Se simte tare când îi dă? Deci când îi dă, are 30 la oră, m-am uitat 2 secunde pe geam. Da? M-am uitat de-un bord, 120. Mă... 9 secunde. Măicuță. Am văzut să dă în Germania. Măicuță. Ok, cum ți se pare Andy? Un timp foarte, foarte tare. Ok. Ce fiarent că uitasem și oricum la final avem și niște întrebări luate de la oameni pe Instagram. Ce urmărești acum tu pe YouTube? Care sunt content creatorii tăi preferați la care te uiți și pierzi timp cu ei, na? Live streamer sau clipuri normale? Băi, mai mă uit la
mai mult la videoclipurile lui Shelly, chiar am cumpărat. Shelly? Da, am cumpărat cursul. Și cum se pare cursul ăla? Băi, chiar și mai mult, pentru că te-am învățat de la ala, știi? Cum stai și... Ce curs ai luat? La micul, mare sau ca... Mediu. Mediu, ok. Te învăță cum stai și... Pardon. Cum să-ți faci canalul, okay. Cum să-ți managerizezi banii, cum să vorbești, cum să dai de firme, cum să te găsesc ei și tot așa, la un loc, cum să scăpi de hate, da, cum da. Să nu-i dai apărat moară la un hater, da. Bă, da, așa mai departe. Noi ți-am un pic ca să lucreze firmele cu noi, nu crezi că ar trebui să renunțăm la limbajul ăsta un pic? Bă, da! Că dacă vii la mine pe live și mă simt și dacă sunt într-o fază de proastă, păi îmi bag. Poți să-mi jur, poți să faci ce simți tu, ce simți. Nu, cu fate, poate să mai avut unii de ăștia și zic, au romi cu ea în jură, frate, au romi cu ea în jură, păi nu mai jură, păi că e păcatul, nu vezi că Dumnezeu... A zis oamenii de pe chat. Da, bă, deci e o mare prostie aici. Ce faci un scurt? Fără și ea. Așa. Deci zic oamenii, bă, micră, dar nu ți-a rușine, nu se înjure, că ești bolnav, te vede Dumnezeu, că e. Eu nu sunt bolnav, sunt bolnav din cauza unui doctor mai puțin conștient. Eu sunt normal, privește-mă ca pe un om, normal, nu ca pe un om cu probleme. Și mi-e zic unii, bă, mi-așa milă de tine, scuze, te-a pus, dar eu nu pot să stau pe revredele tale, frate, mi-e milă de tine. Bă, și cum văd asta... Te supără, nu? Nu că mă supără, bă, e nervoză teribil. Bă, frate, hai să spun ceva. Tu, dacă rei, pielea mea, ce ai fi făcut cu viața ta? Nu știu, dar sigur, eu, 100%, dacă eu eram în locul tău, eu n-aveam tăria asta de caracter să fac chestiile astea. Adică pe mine mă mai supără unii gibone acum ce mă înjură pe internet, așa că n-au ei, nu se întregăsesc în contentul meu și eu sunt, vorba aia, am o comunitate deja, îmi fac treaba destul de bine, am niște oameni care mă apreciază, mă așteaptă pe live-uri alea și am un scop, am un țel în viață. Și totuși mă deranjează ce îmi zice un nic, nimeni, un copil de internet, un gibon de ăsta care are impresia numai uga în cap și așa ceva de actualitate, Ryzen 7 și mă jură pe mine că are impresia că eu ar trebui să țip după burger, știi, sau de-astea, ca să ne țepăm pe stres un pic așa. Dar eu nu ajungeam sigur 100% unde ești tu acum. Bă, ajungeai. Bă, cu anii, ba da, cu anii, aveam anii tăi, poate. Bă, nu știu dacă m-aș fi apucat, mă, de YouTube, cred că mă resemnam. Bă, eu mă plâng mult, eu sunt genul care să plânge. Și eu mă plâng foarte mult. Te plângi? Foarte mult. Auzi, mă, da, și nu te-am întrebat eu pe tine? Doarme cu ochii deschiși, mă, nene. Cum? Și nu te-am întrebat eu pe tine? Există vreun tratament la ceea ce faci tu? Fac, deci eu fac kinetoterapie de la 12 luni până în prezent. Bine, de ce, ce asta? Kinetoterapie, adică... Kinetoterapie? Nu, kinetoterapie. Kineto. Lumea confundă foarte mult că kinetoterapie cu chimioterapie. Chimioterapia se ocupă cu cancer, cu mai multe chestii, dar se foarte năsoare. Ferească Dumnezeu. Da. Kinetoterapia este gimnastică. Medical, adică și spui... Și la ce te ajută pe tine? Păi că idee mă ajută să nu mai fiu atât de spastic. Mă ajută să fiu puțin mai bine. Să okay. Merg mai bine. Se simte, nu? Da, se asta. Simte. Uite, eu n-am mai fost la sală a kinetoterapie din 2020 septembrie. N-am mai fost pentru că e din cauza COVID-ului și mi-a fi că frate să stau acolo în aceeași sală cu... Unii și oameni pe care nu-i cunosc și poate dau COVID. Și ce fac? Iau COVID, mor și eu, îmi dau și lui tata și aduce de cu familia. Haide! Unde te-ai dus, mă, micule? Mă, micule, unde te-ai dus?
mă duc eu acolo, iau COVID, mor, îi dau lui tata, toată familia a murit. Mamicule, măi, mamă, Doamne. Adică, băi, te-ai dus departe, măi. Am dus departe. Ok. Mamă, mamă, și mi-e rău filmul cu asta să mă bată, mamă. Da, mă, backwards puțin, deci tu vrei să te perceapă lumea cu cum ești, gen, să te perceapă un om normal, să nu-ți dea milă, da. Astea. Dar oamenii îți oferă milă, mulți, că n-ai, că să simt. Și de ce îți oferă oamenii milă? Pentru că ești diferit față de ei. Dar tu te simți diferit? Nu. Nu te simți diferit. Faci aceleași activități ca orice om. Da. Ok. Mănânci? Mănânc. Dormi? Dorm. Te caci? Mă cac. Te piși? Da. Faci labă? Câte labă? Capcană, Matici, Matici, că te-am prins în capcană. Te-am prins în capcană. Te-am prins în capcană. Bă, ce-am făcut? Așa, în spirit de glumă să ne mai zici. Da, da. Bun, ce doare când ăsta e ce? Băi, ce-a zis mă ăsta? Câte oată. Bun, crezi că se schimbă pe viitor mentalitatea românilor pe treaba asta? Bă, sunt plăcut de reeducație. Ok. Până între întotdeauna... Așa, stai așa că să are fărmurez. Până nici de acum suntem făcut după bani. Toată lumea e făcut după bani. Și, da. Și își lasă copiii singuri acasă. De să zic 7 ani, 8 ani. Și copilul ăla are acces la absolut tot. Tablet, calculatoare, telefon, laptop și așa mai departe. Are pornografie gratis, are content gratis, învață zanzure, învață tot felul de căcaturi la care nu ar trebui să le învețe. Stai un pic. La vârsta lui. Și noi, corect, dar și noi practic, și eu și tu inclusiv noi de față, suntem responsabili pentru unele chestii. De exemplu, un copil de 8 ani, da? 8 ani, 10 ani, poate și mai mic și mai mare, are acces la internet, da? Ia telefonul, intră pe YouTube. Și YouTube-ul îi recomandă Conacul sau Micul Gigant. Și intră cu Conacul când e pe Omegle și vede că îl înjură pe unul, că l-a înjurat și ăla. Sau intră la Micu și vede un rage de ăla când înjură pe CSGO. Suntem și noi de vină. Dar crezi că noi suntem direct ăia care putem schimba treaba asta? Pentru că noi, prin ceea ce facem YouTube, content creatori, devenim un pic mai cunoscuți. Da. Și cumva ei caută noi modele. Că de-aia se uită ei la noi, pentru modele, adică da. Bă, vreau să fiu ca ăla, vreau să fiu ca ăla, îmi place ceva ce ăla, vreau să fac și da, da, da. Crezi că îi putem schimba până influența pe care o... Da, sigur, pentru că acum oamenii nu se mai uită la televizor. Corect. Deci televizorul, să oamenii să-l deschid, televizorul doar să mă uit pe Netflix și pe YouTube, atât. Da. Dar acum, toată informația asta, copiii o iau de pe internet, de pe... YouTube. Și cum ai zis tu, suntem responsabili pentru ei, ceea ce spunem acolo, copilul ăla memorează. Hai, dă-te jos. Creierul copilului este precum un bulet, atunci de absorbe informația aia. Uh-huh. Și noi trebuie să avem grijă. Bă, da, da. Eu sunt și de altă părere, știi, cumva, dacă eu intru pe YouTube, da, omul ăla vine pe YouTube la mine, îi zic, bă, nu înjura, du-te la școală, nu te droga, nu fă aia, nu fă aia, fă aia, nu fă aia, fă aia. Și eu îi dau o carte. Ami, eu îi dau o carte de asta de citit, cumva, că așa o percep eu. Îi dau o carte de citit și el se duce, închide YouTube-ul și rămâne cu tatăl și cu mama sau cu frate, soră, naș, unchi, cu oricine și ea să iau la înjurături sau o ia, gen, eu îi dau o carte să o citească și ea stau cu ziarul în brațe, care ziar scrie numai și numai de căcat, să zicem. Da. Și ăla, copilul ăla când închide cartea aia de la mine, de pe internet, ia ziarul în brațe, pentru că e mult mai, practic tot timpul ți-l petreci cu ziarul acasă. Bine, am folosit niște metafore, zici că sunt Balenciaga. Am vrut să zic Blaga, după aceea m-am sumat. Mă rog, nu cred că putem să schimbăm noi tot. Ba. Nu știu, mă, dar trebuie să... Te simți responsabil, nu? Pentru treaba asta? Bă, câteodată, da. Am făcut 10 de vloguri despre viață, uh-huh. Deci
pe... Am văzut și facul ăla, ai făcut tu. Bă, da, cel mai vizionat videoclip de pe canalul meu este cu mama, care are undeva pe la 450.000 de vizualizări. Unde explicăm boala mea și cum am ajuns-o la casă și de ce o fac și bla bla bla. Și acolo chiar m-am susținut prin comentarii, prin like-uri, prin toate astea. Păi da, pentru că prima oară cred că tu vezi o față a omului. Uite, intru pe live-ul tău pentru prima oară, te văd pe tine când înjuri și te joci CSGO, înjuri și ok, ai o problemă, da? Ai un sindrom, dar te văd decât așa. Dar după aia, eu nu ajung la clipul ăla cu mama ta în care tu explici, știi, ceea ce se întâmplă cu tine. Adică nu-ți cunosc povestea. Cred că omul, după ce îți cunoaște povestea, cu cât petrece mai mult timp cu tine, atunci începe el să te, da. Să te cunoască, de fapt. Da. Nu crezi așa? Bă, da. Dar eu țin să o precizez că eu nu înjur atât de mult pe rapere. Adică da, mă random, mă scap, că n-ai cum să, pe videoclip, mai tai, mai faci, sau pe live, n-ai cum, dacă te enervezi, mă scap și tu, corect. Așa. Cu... Deci faci de 6 ani YouTube? Da. Ce sumă de abonați ai reușit să faci? 179.000 de abonați. 179.000 de felicitări. Cu ajutorul cu ora, pala și imagin Andy Popescu. Felicitări, și... Nicule. Ce-ți propui? Băi, eu îmi propun în felul următor. Uite, nu știu dacă ai văzut tu pe live-urile mele că am un goal. Ok. Am un goal de apartament, am București, de 3 camere, 60.000 de euro. 60.000 de euro? Da. Când ți-l-ai pus? În anul 2020, în iunie. În iunie? Da. Te super dacă te întreb cât ai strâns până acum? Nu, no, am strâns 15.200 de euro. Felicitări. Mersi frumos. Știi? Bă, să vezi ce mă întrebă lumea, frate. Și ne zice, bă, micule, dar nu ți se pare că ești cam maghiar? Poți să ții pentru 3 camere 60.000 de euro și în București, de parcă ar fi la periferie, la, păi, la Moldova, frate. Lumea are impresia că e mult sau ce? Da, am impresia că e mult. Păi, fraților, vă dau eu o mână acum. Da, nu. Și, bine, nu vă dau că n-am bani, dar vă dau 60.000 de euro. Și vă invit să cumpărați voi un apartament. Da, bă, dar tu ți-ai spus, puteai să pui numai goluri de 100 de euro, să ți le strângi și aceeași chestie ca și cum ai strânge golul ăla. Tu practic golul ăla ai pus și ai anunțat pe toată lumea, bă, da, toți banii pe care îi fac eu pe un anumit timp, un an, doi ani, trei ani, patru ani, cinci ani, se vor duce către apartamentul meu. Dar, într-adevăr, lumea, fii atent, e o idee de asta predominantă că lumea face YouTube pentru bani, știi? Și oamenii, când ai un gol de 100, 200, 300, 400, să vrei tu să ții ceva, e ok, zice, bă, da, faci tu pentru ăla. Dar când vii cu un gol de așa și spui, bă, vreau să-mi iau un apartament, omul, cred că îi se aprinde și mai tare clicul ăla și începe să zică, apă, faci tu pentru bani, uite, vrei să iei apartament din YouTube. Stai, bă, un pic, că e munca mea, adică muncesc zi de zi pentru treaba asta, periodic, muncesc pentru munca asta, tu de ce nu muncești? Le zici oamenilor să încerce să facă și ei ce faci tu? Bă, l-am zis, unul mi-a zis, bă, micule, ce dracu, mă, că bă, asta pot să fac și eu, ce dracu, dau tu mâna la live și mă joc. Și a făcut treaba asta? Păi, n-a făcut. De ce, tati? Pentru că ai responsabilitate, trebuie să te gândești, bă, e ok dacă spun asta pe live. Nu e ok, mă bagă la o părnaie, da, mă bagă. Asta acum în ultimul timp, da, îți dai seama că nu poate să te bagi oricum. Dacă faci ce a făcut Cătălin Talent, ai văzut ce a făcut Cătălin Talent? Oricum, eu, pentru mine omul ăla e coșmar. Știi ce mi-a făcut acum 2-3 ani? Te-ai citat cu el? Păi, hai, bă, cu aia, m-a jurat în ultimul har. Uite, nu știam treaba asta, eu am deschis cutia Pandorei. Mă făcea handicapat, mă făcea distrus. Că îți cer bani, că sunt orice proști de pe... Cătălin Talent? Da, cu aia, că stau, că mă rog de oameni să-mi doneze, că să-mi bag pula, că e... Bă, și acum ești la curent cu ce se întâmplă cu el? Probabil se deranjeze subiectul, scuze, și o să-mi pușez. Bă, nu mă deranjează, pentru că ți-am zis omul ăla pentru mine e ca și mort. Are două dosare, din ce am înțeles. Poate le-a 17 și pe nu mă interesează.
Mă rog, da, bineînțeles. Bă, nu știam treaba asta. Te-ai mai citat cu cineva pe YouTube? Nu. Și chestia este că nu doar pe mine m-a luat. L-a luat și pe acolo, că facem bani amândoi, că ia uite. De ce... s-a luat și de acolo? Da, că de ce să dau bani acolo? Dar de multă lume ce... să ia el, mă, frate. Asta e face el, asta, da. Da, dar păr, de mine s-a luat unul de tot, păi dacă aș fi în locul om micu ăsta, trec în pat și mi-aș fi așteptat moartea. Cum să cu ea așa ceva? Așa zis? Da. Că aș fi stat, trec în pat și mi-aș fi așteptat moartea, că și așa nu e mult de nimic. E, vezi, Dumnezeu nu doarme. Crezi în Dumnezeu? Da. Fără Dumnezeu, nu eram aici. Dar te rog, te rog, Dumnezeu, bine, eu așa mă gândesc, că eu chiar cred. Fără el nu puteam să realizez nimic. Datorită lui am dat de unii niște oameni super dari. A, chiar nu crezi în legea atracției? Legea atracției? Da. Nu știu. De ce? Băi, eu cred că nici nu pot modifica. Eu cum sunt așa foarte sociabil și așa, atrag oameni buni. Nu trebuie neapărat să gândești mereu negativ, că dacă gândești negativ, automat o să atrag. La asta te referi și la asta negativ. O să atrag negativ, dar dacă gândești pozitiv, hai mă că mai trag de mine, mai stau, mai muncesc. Bă, să-ți dorești, îți dorești cu o mașină, bă, muncesc pentru ea, până îmi iau un apartament, muncesc de mai iată acolo, la toate leu. Vreau să mă întâlnesc cu o femeie sau cu ăla și cu ăla, bă, fac ceva, la mine o schimbare și atrag. Uh-huh. E chestia, de ce vrei tu? Da, aici are sens un pic așa, dar dacă m-ai pus așa, dar mi-ai pus legea atracției și eram... Nicule, suntem singuri aici. Legea atracției. Da, mă, cred în treaba asta. Dacă te gândești la, dacă gândești negativ, o să vină negativ. Dacă gândești pozitiv, o să vină și un pic de negativ, dar majoritatea da. Să gândești optimist. Bun, că vreau să fac o închidere pe YouTube, pe partea asta. Zi-mi, te rog, ce dorești tu? Ce vrei să realizezi pe viitor? Băi, eu vreau, pentru că am uitat să zic de ce vreau să-mi iau acest apartament. Nu vreau pentru mine strict. Așa. Dar trebuie să ne gândim că acum, uite, cu pandemia asta, nu știu niciodată ce se va întâmpla pe niște 5-10 ani. Ok. Dar în apartamentul ăla aș putea și eu să-mi iau o bandă, să merg pe ea, aș putea să-mi iau o bicicletă. Ok. Stai de ce? Și să fac, era să zic, misiuni, păi, că am făcut și te-a, misiuni, ai, exerciții, ok. Așa, că, uite, în pandemia asta n-am făcut mai nimic în afară de flotări, abdomeni și cam atât. Faci flotări și abdomeni? Da. Super tare. Abdomeni fac 100 în 3 minute. Sau că ești fit? Da. Vrei să te îngrași? Nu. Nu. Ești pregătit să luăm întrebări de la oameni? Da. Bun, hai să vedem cine au întrebat oamenii. Am pus întrebări pe Instagram și ne uităm acum la... Bă, am dat și așa un... Bun. O mincioare, dar nu știu dacă... Așa. Hai să vedem. Mamă, cât de... Wow! Wow, ok, hai că o să petrecem okay. Ceva timp pe întrebări. Bun, nu o să le mai citesc numele, o să le zic direct așa. Răspunzi tu cum poți tu, gen să cosmetizezi... Da, cum și l-am oprit. Sau și așa, da, bun. Ce te-a motivat sau cine te-a motivat să te apuci de YouTube? Chiar dacă ai mai răspuns pe parte, da. Să știi. Da. Păi pur și simplu mă uitam la YouTube și pe lângă asta mi-a plăcut și mie. Și pe lângă asta a venit vara mea din spate care a zis, bă, dacă îți place chestia asta, apucă-te, frate, că nu știi niciodată. Ok. Care a fost reacția lui când a realizat că lumea râde de boala lui? Că sunt sigur că sunt și oameni de genul care...
Bă, prima oară ți-am zis, când am primit hate-ul, era foarte urât, am zis, m-am pus să pat, am plânsut-o vreo două ori, am zis că am luat piciorul în etajitopul și după aia am zis, nu, ia stai frate, nu mai bagă așa, mă rog, toți erau oamenilor, eu văd de drumul meu și aia e, uh-huh. Și uite că am ajuns unde sunt acum. Felicitări. Cum se descurcă în timpul zilei? În timpul zilei, nu o să vă mit. Că poate tot să fac că este trist și nu, tată. Mama îmi pune să mănânc, mama îmi pune apă și tot fel de chestii. Îmi pregătesc să paia, să mă spăr. Din fericire pot să mă spăr singur, pot să fac tot asta. Pot să mă îmbrac, dar cam așa e. Bun. Ce le pot spune fanilor tăi despre devotamentul față de familie? Te respect, zice Andrei. Păi, ce să zicem? Îmi place, frate, pentru că, uite, aici o să bag ceva din YouTube. Foarte, foarte multă lumea zice, băi, frate, miră de tine. Bă, frate, dar nicio familie nu e normală. Uite, eu am problema asta, dar până ce mai iubesc, poate, nu zic răutate, nu zic răutate chiar deloc. Poate tu ești sănătos, dar până ce de, nu te iubesc. Cum mai iubesc ai mei pe mine. Deci, în fiecare familie sunt niște chestii mărunte. Nu e o familie perfectă. Corect. Bun. Cum se comportă lumea cu el? Sau profesorii cum se comportau cu el? Profesorii? Mă, am avut o profesoră în clasă două care ne bătea, cum ne prindea, cum ne bătea pe o fata atunsă chiară. Pe bune? Da, frate, atunsă chiară. Și am avut noroc că am dat de două profesoare foarte bune care m-au înțeles. Dacă nu erau profesorile alea în viața mea, eu cred că acum nu știam să citesc sau să scriu. Ok. Rocky zice, există ceva să-și revină? Transplante, tăcă? Bă, există un... o operație pe creier, dar există 50-50 să reușească sau să mori și mamă. Nu vreau. Eu mă simt bine în pirea mea, mă. Foai, Doamne. E bine. Mamă. Rale zice, cum te descurci cu boala? Bine, e ok. Adică n-aș fi niciodată cum să fiu sănătos. Și eu mă consider un om sănătos. Ok. Dani Elena zice, ce părere ai despre religie? Băi, nu vreau să-mi bag în religie, că ce crede la ce nu crede și... Da, e un subiect mai tabu, nu știu. Nu vreau să vorbesc. Ok. Zice cineva, crezi că ai să faci 1 milion de abonați? Bă, eu cu puterea mea, eu cred că ating și 200 de milioane de abonați. Dar asta... Iar vă zic că intră la mentalitatea oamenilor. Că nu mă uit la ala, că uite cum arată. Nu mă uit la ala, că mi-e miră de el. Și cum să cresc eu dacă oamenii nu se abonează la mine din aceste căcaturi de motive. Ok. Ce te face fericit? Băi, mă face fericit să văd acolo câți mai mulți oameni pe live meu. Băi, eu când văd țineți de persoane pe live, sare în sus de fericire, frate. Mă bucur, chestia asta că văd că sunt oameni care mă susțin. Și aici nu mă refer la donație. Bă, să zic sincer, unii oameni mi-au zis, bă, micule, ce preferi? Să ai 2 oameni pe live, să ai în seara aia 1000 de euro, să ai 1000 de persoane, să nu faci niciun ban. Ghicea ne-a spus-o oamenii. Pentru că banii se fac, dar oamenii nu. Wow. Ok. Alex zice, ce părere ai despre Andy Popescu? Ce părere am să am zis pe Andy Popescu? E o persoană foarte tare, o persoană super transparentă. Ceea ce simte spune, adică nu e faci de rău, nu e... E om super transparent. Ok. Ce vrea să devină în viață, gen visul lui? Visul meu? Cel mai mare vis al meu ar fi
Nu te gândi niciodată la asta. Pentru că aș zice că e un vis, oricum, zilnic. Bă, visul meu cel mai mare ar fi să am, să-mi întemeiez o familie. Vreau un copil. Vreau o nevastă. Da, frate. Păi și de ce să fie banal? Că... Frate, deci... Da, mă, înțeleg, tu te gândești la problema asta ta și că... Nu, da. am viața asta, cred că am dat mesaj la peste 10-20 de fete, doar am vorbit cu ele prin mesaj, dar când a fost cazul să ne vedem, păi nu pot. Bun. Și când m-am întâlnit cu una, era materialist să ajunge la bani și am dat vânt. Mamă. Ești aici. Ok. Cum crezi că va fi disul stăpânului față de alu Conacu? Mai bun sau mai slab? Bă, eu zic că dacă ar fi ca mai slab, eu zic că n-ar fi bine pentru stăpân. De unde s-a inspirat cu numele de Micul Gigant? Am făcut și un vlog pe canalul meu. Tata îmi zica un joc pe browser, se numea O Game. Și a pus un Micul Gigant. De până acolo la nickname și m-am gândit. Prima dată când m-am apucat de YouTube aveam gamer, pro gamer și am zis, păi ce dă acum că sunt milioane de canale, ăsta e un numerul tău, dar Micul Gigant. Și de acolo e, de la tău. De la tatăl tău. Ce părere ai despre ceea ce face Coinacu? Ah, ok. E bine. E fofi. E bine! Bă, mă, nu știu cum faci. E bine, mă, da, da. Cine mă parcă? Curași câine fricos, zice, nu e întrebare, dar spune-i să fie tare, să nu bagi hateri în seama. Dumnezeu e lângă el. Mersi, bro, apreciez. Bun, ce s-a întâmplat? Toate te întreabă multă lume cum, dar ce s-a întâmplat cu tine și asta? Da, e video pe internet. Daniel Andrei zice, ai prietenă? Nu. Bine, ai zis că nu. Ok. Cum poate dormi fără să se miște? Bă, câteodată când sunt super stresat, mai mișc mâna dreaptă și mai mușcoar câteodată mișcările astea. Dar foarte, foarte rar. Când dorm, n-am nicio treabă. Dorm compușam. Ok. De câți ani s-a apucat de YouTube? 6 ani. Ok. Câți bani ai băgat în CS? Vreo 12 euro. 12 euro? Ah, ok. Am deschis de ieri, să arăt rele. Închis și m-am picat un negev. Ce părere ai despre Ford Mustang? Că lui știu că îi plac mașinile foarte mult, te rog, întreabă. Mam. Ai, ai, ai. Pe când am zis un V12, tati, nu, V8-ul, după părerea mea, V8-ul sau de cel mai blană. Okay. Parcă se urcă motorul ăla pe tine. Ăla ce-a place. Okay. Dar îți zice, cur sau țâțe? Ok. Cum te-ai apucat de YouTube? Ok, toată lumea zice treaba asta. Bun. Ai o părere bună despre tot ceea ce ai făcut până acum? Bă, eu când am mai zis acum... Că a apărut ceva acolo și... Deci, întrebarea era, ce părere ai despre tot ce ai făcut? Ai o părere bună de tot ce ai făcut până acum? Bă, da, pentru că eu mă uit la clip când îl filmez și dacă nu-mi place, îl șerg. Nu pun ceva ce nu i-am de să-ți placă sau... ție prima oară, da. Înțeles. Da. Ok. Mihai zice, vreau să-i urez sănătate și să fie puternic. Dacă ai putea să te întorci în timp să vorbești cu tine, ce ți-ai spune? Mi-aș spune că fii tare, oamenii în general sunt răi și nu trebuie să scoți de nimeni. Trebuie să-ți urmezi visul. Pentru că tu nu trăiești pentru orice, tu trăiești pentru tine. Hai că domnul. Ok. O fată întreabă, ce? Cât de mare o are? Hai, ce are bine, haide! Destul de... Ok, nu o să răspund la treaba asta. Bun, întreabă-l dacă primește hate pentru problema lui. Da. Primește. Da, nu m-am mai interesat. Bun, și ultima întrebare vine de la mine. Da. Ești pregătit? Nu. Zi-mi când ești gata. Zi-mi, bine, zi. 7-8. 5-6.
Ce aici? Asta a fost întrebările, dar multe, multe s-au repetat. Multă lume întreba ce problemă ai, dacă o să te faci bine vreodată, de cât timp faci YouTube, ce te-a motivat să te apuci de YouTube. Micule, vreau să-ți mulțumesc că ai venit la podcast și sincer a trecut o oră. Cât? Nu știu, o oră. Nu cred. Ba da. Simt nevoia să zic ceva, gen, nu știu dacă, sper să nu te facă să te simți prost sau nu știu. Da, tu zic. Cum am zis și la jumate, cred că am zis o chestie de genul, dar mă fac să realizez că viața asta e mult, mă plâng de prea multe chestii și ar trebui să văd totul rost, să mă bucur de viață în loc să stau să mă plâng și să muncesc pentru ceea ce vreau să devin, să fac și nu știu, mi se pare, ești un exemplu. Mersi, mersi. Mersi. Și mersi, brother, că ai venit la podcast. Da. Ai vrei să le zici niște, zile tu oamenilor câteva gânduri înainte de închidere, uite, te las pe tine. Băi, apropo, nu uita să ne urmezi pe Instagram, o să apară și pe ecran, la Micul Gigant și la Jegostul Suprem, o să vă pună pe ecran și în descriere link-urile. Micule, zile tu oamenilor ce vrei tu să... Băi, eu nu vă cer să vă abonați așa la mine, eu zic să priviți un ansamblu. Dacă considerați voi că aveți ceva de ajutat de la o persoană, fiți atenți, eu n-am retard mental, eu sunt doar pe locomotor, adică sunt ca și tine, ca și el, doar că am un corp diferit. Nu trebuie să te iei neapărat de corp, privește omul, pentru că aici stă omul, nu aici, aici. Și fiți mai buni, nu mai fiți răutăcioși. Așa am vrut să vă zic, m-am poată, că n-am comprat preia legătura de ușa. Mersi, Micule, că ai venit la podcast și, băi, subscribe acolo la Micu, căutați-ne pe Instagram, pe TikTok. Ai TikTok? Da. Pe TikTok acolo, vă las link-ul în descriere, subscribe și sper să scrieți-mi în comentarii cu cine vreți să filmezi următorul podcast, recomandările voastre. Vă salută fratele Conacu, vă pupă și Micu și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ciao.